and was in the coaching setup for Tonga in the Rugby World Cup, and was in the Kirov plays his rugby for the VVA Podmoskvie club in Moscow. Again, it's picked up at the base by Viktor Greshev to Shakirov, the scrum half. Marshalling the troops there was big Artem Fatakov, the wing forward. He had Butenko with him. Very big, powerful men in the red shirts of Russia. Here's one of them. The palm down in the middle of the line out. And then some out. And then some interesting running off the ball by the jack. That was quickly filled by Alexander Makovetsky, the Russian 12. Good distributor of the ball to his captain, Denis Antonov. A little more urgency since the little Sherban has come on. As Antonov driving hard and low into the Jaguars midfield. Madero. Short pass. Back inside, and another try looks to be on. Defensive tactics based around a solid defense. Yeah, the elementary elements of the game, so to speak, are sometimes lost on the Russians. The basics. Sherban to Sugrubov. Dmitry Gerasimov. The scoreboard clean in terms of tries, certainly, as they set. Domină. O tușă care funcționează bine pentru băieții echipați în roșu. Foarte bună intercalarea, n-a reușit însă echipații în roșu. Foarte bună intercalarea, n-a reușit însă. Adevăr, Rațiu este închizătorul. Numărul 8, Rațiu, iată-l pe Rațiu, încercând să plece pe lângă aglomerare. We're playing on, let's go. Let's go, we're not stopping anymore. În curând vor apărea. Pause, engage! Învingem bine, cel care introduce însă este argentinianul Santiago Mendez. Rock! E singur! Vine și placajul. Au venit bine să la susținere argentinienii, rămân în posesia balonului. De fixare, cred că este al șaptelea sau al optulea. A venit și Andrei Rădoi, este ceva mai proaspăt talonerul băimărenilor. Alex Iglesias. Dăm placaje, mai și ratăm din ele, acum Lemnaru și agață adversarul. Argentinienii însă avansează. Ce încleștare! Rațiu scapă de acolo cu balonul. Madero este cel care îl plachează. Stay back now.